Secretarul juridic, Direcția de Învățământ. Și mai vândem cine se află. Cu domnul consilier, băva memuri. Astăzi plecați acasă, chiar dacă sunteți, doamne, și mie mi se strică cozonacul și salmonele. Când îmi veți da răspunsul scris la ce am primit la registratură, la culmea tupeului. Da? Are toată lumea? Hai să analizăm, da? Deci, SECE economat stat în stat, eu îi cer pe o parte dacă măștile sunt conforme, dacă nu. Și oamenii ne dau alte răspunsuri în care ne și amenință. Că în cazul în care nu veți scrie și nu veți da curs solicitării noastre, vă informăm că vom urmări rectificările bugetare aprobate și vom demara procedura de recuperare a acestor sume, reprezând creanțe certe, lichide și exigibile, conform prevederilor legale în vigoare, mergând chiar până la executarea silitării a conturilor primăriei sectorului, în paralel cu inițierea formulării și depunerea unor plângeri penale pentru un eventual abuz în serviciu. Păi băi, oameni buni, dacă ați permis asemenea monstru, eu nu voi permite și eu nu decontez ceea ce voi ați acceptat. Nu e adevărat că facturile nu sunt. E doar aia de 6 milioane și peste. Păi uitați, acum au început... Eu spun... am plătit tablete 4 milioane și alea i le-am plătit. Nu, doamna, de eu vorbesc, acum ce... Alea le-am plătit ca insistat ce facturi? Și spune, ne dă și indicații, nu cumva să trecem în... contul de nu știu, factura din 23.12.2020. Când a primit domnul aceste măști? 1.284.000 de măști, în valoare de 2.918.000 de lei. Alte măști. Ce tablete când eu n-am primit? Mască facială, 2.913.000 de bucăți, în valoare de 13.786.000 de lei. O altă factură de 16.280.000 care caie special clasă, carte lecturi, carte povești, roman, unde sunt astea? Eu nu știu de ele. Deci, domn primar, nu sunt depuse, da? Dar ce cu ele? Le văd aici. Singura factură care e în contabilitate și care v-am zis e 6.616.000 tablete, din care i-am plătit 4 milioane, ca așa a zis rare și... Domnule, uitați aici, că... Și a mai rămas diferența de 2.760.000. Păi, acum, stați puțin, că a băgat cu număr de înregistrare din data de 23.12.2020. Din 23. Astăzi. 23 păi astăzi. Păi astăzi au depus facturile. Azi au depus facturile, da. Dar când s-au dat aceste produse în școli? Unde s-au dat? Ce s-a întâmplat? De ce facturează? Acum, de ce scot toți morții acum? Că am scos eu și am găsit pe teren, am găsit măști neconforme, am găsit milioane de măști, am găsit săpun în loc de dezinfectant, am găsit milioanele de cutii de carton. Da, aici e problemă, domn primar. În 22 decembrie, adică ieri, facturează tabletele și e 5, dar el mai are factura de 6.616, din care i-am plătit în 4 sau 7 septembrie, i-am dat 4 milioane, auzi, așa a zis. Facturează tabletele? Cum să factureze tabletele? Nu avem hotărâre de Consiliu în care nu avem treabă cu facturarea tabletelor? Ce s-a spus? Suport tehnic. Nu mi l-a dat nimic. Bun, ia 23.12.2020. Asta azi a fost adusă cu tabletele, 23. Nu, ieri a fost cu tabletele. A fost emisă factura și azi a fost adusă. Dar nu a depus nimic la direcția. A, ieri a fost emisă. Da. Ieri a fost emisă factura. Da, și a fost astăzi. Și tabletele sunt la el din luna august, mai înainte, da? Și astăzi vine să factureze. Măsuri de astea de mafioți. Astea-s măsuri mafiotii. Domnule director al corpului de găt, doamna director juridic, doamna secretar, doamna director al învățământului, doamna director economic, domnilor city manager, factor de răspundere, plecați acasă în seara asta, când îmi dați răspunsul pe lege,
care va pleca către SECE Economat, către instituțiile abilitate ale statului, sub semnătura mea, Parchetul Național Anticorupție, să vină să spargă odată bubuia ăsta de la Economat. Și toate parchetele și eu știu ce mai vine în lumea asta, și direct și Curtea de Conturi și toată lumea. Ce sunt astea? Și îmi spui mie că îmi face abuz în serviciu și ameninții salariații mafioților. Ăștia sunt niște mă. Și dacă nu vă concentrați, plecați și voi acasă. Astăzi, cei care nu se aliniază acestui război, de fapt, pentru apărarea instituției, mai bine vă puneți demisia și plecați acasă, indiferent de funcția pe care o ocupați. Nu mai zi nicio Roxana. Am plecat, nu aștept... Sunt depuse, da? Domne, nu sunt depuse, că sunt depuse, că nu sunt depuse, au venit... De ce n-au fost depuse? Când au fost depuse? Când au venit? Când au plecat? Păi da, domnule, citiți în detaliu. 22 și 23 decembrie. Ia vedeți, de asemenea, vă să procedeți la efectuarea plăților acestor ori până la sfârșitul anului calendaristic. Adică ne și amenință. Astfel încât aceste sume să nu fie prinse ca și arierate în contul 473. Mă, dictatorule, băi, mafiotule, din bugetul primăriei, cum ar fi s-a întâmplat în vederea evitării și cum din bugetul primăriei, cum de altfel s-a mai întâmplat în vederea evitării și sustrăgerea autorității la efectuare plăților restante. Păi dacă economatul vrea război și dacă Consiliul doarme, eu, executivul, nu. Mă apără legea, mă apără dacă vreți instituțiile ale statului și voi dacă vreți să apărați instituția. Plecați acasă când am adrese pe care le semnesc către toată lumea care mi-a spus. Și cu trecutul și cu prezentul, spargeți buboi odată Economat. Sau purtați-l în cârcă. Când e gata, mă contactați. La orice oră din la. Dacă nu, în afară de hârtia dumneavoastră, îmi prezentați demisia. În momentul de față, în școlile din sectorul 5, există un număr de aproximativ 5 milioane de măști care, după părerea noastră, acestea nu sunt conforme, adică nu sunt dispozitive medicale și, mai mult decât atât, ele, consultându-ne cu specialiștii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, acestea au fost declarate de către specialiști ca fiind acoperitoare de față, nici de cum măști medicinale. Cu toate că pe această cutie există standardul CE, precum și codul EN14683 aprobat de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, din constatările noastre, rezultă că doar cutia este cea conformă, conținutul nu este conform, măștile acestea ne putem fi utilizate ca și dispozitive medicale. Protecția consumatorului a spus că acestea nu sunt dispozitive medicale și că sunt simple acoperitori de față. Vom continua cercetările pentru stabilirea conformității acestor măști, atât în țară la un laborator specializat care aparține MAPN-ului, cât și la laboratoare din străinătate care sunt certificate pentru astfel de analize. Gelul de mâini prezentat și găsit la fel în depozitele mai multor școli din sector este pur și simplu un săpun de mâini. El nu are proprietăți nici virusocide, nici bacteriocide. Este pur și simplu apă cu săpun. Gel igienizant hidroalcoolic. Atât. Nu este, nu poate fi folosit împotriva virusului coronavirus.
dar mai mult decât atât are și niște proprietăți care nu sunt tocmai recomandate copiilor, în sensul în care există o atenționare că în momentul în care se folosește de către cineva și se duce mâna la ochi, poate provoca iritații grave ale ochiului.